Activitatea competițională nu a declarat învingători și învinși, toți participanții primind diplome, pugiliștii prezenți fiind împerecheați în funcție de vârstă și de greutatea corporală. De remarcat este că, deși au fost invitate cluburile CS Teleorman, Alexandria, CSM Giurgiu, Total Box, București și CS Târgoviște, organizatorii au avut plăcerea de a primi vizita și altori boxeri de la Metrorex București. În sală au fost prezenți circa 150 de spectatori care au creat o atmosferă de zile mari. Clubul sportiv Târgoviște a fost reprezentat de 6 sportivi antrenați de Gheorghe Stan, care s-a declarat mulțumit de evoluția acestora. Am fost la Videle, duminica, Cupa Speranțelor. Sportivii noștri au boxat bine și majoritatea au câștigat. Sofian, Relu, a luat locul întâi, Ștefan Gabriel, Panait, Ionuț, Constantin Ardenis, Grigorescu Ovidiu, meciuri foarte frumoase a fost de la Olimpia București, Metrorex, Total București, echipa locală de acolo, Videle, CSM Târgoviște, CS Târgoviște, Giurgiu, meciuri foarte importante și bune pentru nouul ciclu de pregătire acum pentru campionatul de cadeți și Cupa României la cadeți. Și cum munca aduce rezultate bune, Gheorghe Stan își pune pugiliștii la treabă chiar dacă se apropie Paștele, urmând ca aceștia să bifeze mai multe antrenamente pentru a-și păstra categoria de greutate, dar și pentru a fi pregătiți de startul competițiilor viitoare. Plecăm la Ploiești, tot timpul încercăm să ținem copiii în priză pentru că trebuie să facă categoria, să stea acolo în forma sportivă.